Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Interesul Cetățeanului. O emisiune care încearcă să developeze ceea ce este de interesul nostru a tuturor în lumea în care trăim. În această lume care nu este întotdeauna crăită din faguri și miere, nu are întotdeauna savarine la care să ne poftească, uneori mai are și aguride, uneori mai are și momente dificile, pentru unii mai dificile, pentru alții mai puțin dificile. Important este să încercăm să trecem cu bine cât putem să trecem cu bine prin toate și cu optimism, cu speranța că orice impas, cel puțin teoretic, ar putea fi trecut. În această emisiune astăzi vom vorbi despre o poveste de viață cu un invitat cu care am ținut să fac această poveste de viață pentru că a avut la momentul său, într-un moment al vieții sale, a avut un impas extrem de delicat, peste care a izbutit cumva să treacă. Este vorba de un transplant. Sigur că mai multe detalii ne va da invitatul nostru. Dar vă spuneam ca idee să știți pe ce ne vom axa. Ne vom axa pe o poveste venită din partea unui om care a trecut printr-o problemă deloc ușoară de viață, care nu este specialist în transplanturi, fiindcă tocmai de aceea am vrut să facem această poveste cu cineva care nu este medic, nu este specialist în transplanturi, pur și simplu vorbește din experiența pe care a avut-o și care om acum încearcă să-i ajute pe alții cu un sfat venind din ceea ce a fost experiența vieții sale, poate cu o informație în plus, pur și simplu ideea că nu s-a văzut, să spunem așa, cum se spune în termeni populari, gata, m-am văzut cu saci în căruță și am plecat mai departe. Nu, el vrea în continuare să îi ajute pe cei aflați în impas. Îl salutăm cu voia dumneavoastră pe Luțu Aicarui. Bine ai venit, Harci! Mulțumesc foarte mult, Tibi, pentru invitație și te felicit pentru pronunție. Am reușit să o pronunț bine. Excelent, da? Excelent, pentru că trebuie să spun că pe parcursul vieții de mai multe ori mi s-a întâmplat că, sau de cele mai multe ori mi se întâmplă că trebuie să-mi spun numele pe litere, iar ceea ce este foarte interesant într-o perioadă când am stat în București, sigur că de-alea a fost foarte greu să-mi spună Carci, a fost aproape imposibil. Acum găsește și tu variantă de accent, păi am găsit. Cineva care e din sud și care n-a avut treabă cu, eu știu, da, cu Ardealul, și, cu... Na, și uitându-se cum se scrie numele, pe urmă au început să-mi spună Caroli. Și am rămas cu Caroli, așa că percutez și la Caroli, ceea ce este interesant. Eu am să spun că orice, așa e vorba aceea, mai apropiat, mai... Absolut, perfect, mulțumesc, mă simt deja mult mai bine. Și eu mă simt bine că am reușit să spun accentul cum se cuvenea, chit că eu nu sunt vorbitor de limbă maghiară, dar dacă am reușit, trăind totuși în Maramureș, vrei, nu vrei, adică nu că vrei, nu vrei, în Maramureș ai prieteni ucraineni, prieteni maghiari, prieteni sași, ce ori mai fi ei. Important este ca întotdeauna, chiar dacă nu reușim să spunem cu pronunția cea mai fericită, important este să fim prieteni și să fim oameni înțelepți, să ne înțelegem cât mai bine. Excelent, categoric. Revenind, te-aș îndemna să spui pentru publicul larg povestea ta cu acest impas, cum îi spuneam în preambul, prin care ai trecut, tu ai fost pus într-o situație extrem de complicată și uneori îți dai seama că nu e vorbă în vânt aceea care spune că uneori viața poate a târnat în fir de păr. Dar te las pe tine să vorbești, să-ți explici povestea, cum a început, cum a fost... Am ajuns la acest transplant renal. Acum, n-aș vrea să se sperie telespectatorii noștri, dar nu mă refer la tine, cu treaba cu firul de păr de care atârnă gheața. Vreau să-mi încep povestea de la 8 ani și n-aș vrea să se sperie că nu am să trec în fiecare an al vieții mele. Tu ești inginer de felul tău și știi să le comprimi bine. La mine cifrele sunt acolo importante. Deci știi să le comprimi bine, spui esențialul, așa că nu faci probleme, că n-ai să spui ceea ce contează cel mai mult. Te rog. Deci, povestea mea începe la vârsta de 8 ani, când părinții mei m-au dus la Spitalul Județean Baia Mare. Sunt baimărean de origine, aici m-am născut.
Și ții minte foarte bine faza, pentru că momentul pentru că mi s-a făcut o analiză, în urma căreia trebuia să se vadă dacă am ceva probleme la rinic sau nu. Iar ca să se facă lucrul acesta, am primit două injecții cu odiston, este o substanță de contrast, este așa o fiolă mare, aia m-a speriat. Cam mi le-au pus mare, în venă, da, și la 8 ani. Da, asta da, în fine, și mi-aduc aminte că mi s-a spus după aceea că trebuie să mă duc la laboratorul nuclear. Și fiind copil, iar am pentru zis, un copil sună laborator nuclear, deja nuclear, am zis, da, perfect, ce trebuie să fac, să stau un pic, mi-au făcut niște filme. Și pentru mine aici s-a terminat tot la momentul respectiv. Lucrurile au mers normal din punctul meu de vedere. Adică s-a terminat tot în sensul că, bun, ți-a făcut niște analize, da, da, nimeni nu mi-a mai zis după aceea dacă sunt bine sau rău. Dar trebuie să punctez că n-am avut probleme, nu m-am simțit rău, n-am avut nicio problemă medicală. Pe urmă, la vârsta de 17 ani, am făcut pietre la rinic, este termenul popular, calcul renal. Acum, aș vrea să spun, sunt foarte dureroase. Sunt extrem de dureroase și pentru că n-am reușit să elimin piatra, n-am avut ce face și a trebuit să mă internez din nou în spital. Vorbind cu doctorul la momentul respectiv, îmi pare sincer, nu mai țin minte numele doctorului, pentru că i-am zis, ok, ce facem cu piatra, la care el mi-a zis, păi piatra este cea mai mică grijă pe care trebuie să o aveți de acum încolo. Și în momentul acela am întrebat, adică... Bănuiesc că ai făcut ochii mari la categoric, o spusă de genul ăsta, adică ce... Pentru tine era problema cea mai mare. Păi, absolut, aveai... foarte bine punct. Dar nici nu m-am gândit la asta. Aia era problema mea cea mai mare și cea mai arzătoare la momentul respectiv. Și mi-a zis, păi, nu știi? Păi, tu ai... Și mi-a dat un diagnostic. Rinic polichistic. Acum, aș vrea să amintesc faptul că diagnosticul ăsta l-am primit la vârsta de 17 ani. Asta înseamnă undeva prin 1986, cred că. Sigur că da, nu exista internet, Google și așa mai departe și pentru mine a fost un termen care nu mi-a zis absolut nimic, dar am dezvoltat discuția cu doctorul și așa mi-am dat seama, de fapt, ăla a fost momentul în care am cuplat un pic informațiile cu ceea ce mi s-a întâmplat la 8 ani, cu problemele medicale pe care, din păcate, mama mea le-a avut și el a fost momentul când am conștientizat, efectiv, că nu e de joacă, că este o boală grea și că la momentul respectiv, pur și simplu, nici nu se știa care ar putea să fie un remediu. Mai trebuie să spun un lucru care e important pentru mine, faptul că eu am rămas orfan de mamă la vârsta de 13 ani. Știam că mama a murit din cauza problemelor de rinic, dar revin, până la vârsta de 17 ani, n-am știut care sunt. Și doctorul mi-a explicat la momentul acela că este o boală care nu are medicament, este o boală care nu poate fi operată și că deocamdată nu avem altceva de făcut decât să încercăm să încetinim evoluția bolii. Adică o boală și fără tratament... și care nu poate fi vindecată, da. Și ereditară. Ereditară, da. Da. Adică, doamne iartă-mă, ce se uie mai mult ca să te facă să te sperii cu totul, mai ales la, mă rog, cum spuneați, la 17 ani. Foarte corect și foarte sinceră observația ta, pentru că eu m-am speriat foarte tare. Tatăl meu a venit în vizită și am pus problema pe tapet, ca să spun așa. Am plâns foarte mult, foarte, foarte mult. Îmi aduc aminte, tatăl meu a fost un om strict, un om foarte serios, dar l-au podidit și pe el lacrimile. Mi-a explicat că, de fapt, într-adevăr, mama mea a murit din această cauză și că trebuie să-mi văd de viață mai departe. Acum să mai dăm un aspect, că poate e interesant. Mama mea a murit la 43 de ani. Am primit și sfaturi, știu sigur că am primit sfaturi, dar informațiile venind de avalma și fiind atât de covârșitoare pentru mine, eu am rămas cu aceste informații numai. Acum, sfaturi venind de la... Bun, de la...
ce să zic, specialiști, nespecialiști? De la medicul, urologul cu care am stat de vorbă. Niște sfaturi cu ce ar trebui să fac ca să încetinesc evoluția bolii. Acum, pentru mine, în cazul meu, acești chiști, care sunt niște umflături, lumea să înțeleagă că sunt ca niște umflături, sunt în interiorul rinichilor. Și atunci mi s-a spus că asta va duce la creșterea în volum a rinichiului. În volum. În mod normal, un rinic la un adult sănătos este cam cât pumnul. Cam atât. Și că la mine urma să crească și că trebuie să fac niște pași ca să încetinesc evoluția bolii. Nu țin minte sfaturile respective. Asta a fost înainte de clasa 8-a, de clasa 12-a. A fost greu. A fost greu. Dar m-am gândit și am zis, mama mea a fost o luptătoare și nu-mi rămâne altceva de făcut decât să lupt și eu acum pentru viața mea. Mama mea a luptat pentru viața ei și pentru viața mea. Am terminat liceul, mi-am făcut armata, am intrat la facultate. Ai urmat toți pașii care se făceau pe vremea noastră, cum se spune. Fiind de generație mai veche, sunt decrețel pentru cei care eventual sunt curioși de vârstă. Sigur că am cerut prietenia unei colege de clasă. Nu prietenia de pe Facebook de acum, prietenia față în față. Da, ca de la om la om. Ca de la om la om. Exact. Aici este o poveste foarte frumoasă, dar nu și are locul aici. În schimb, în momentul în care lucrurile au devenit serioase, sigur că da, ești pus în situația în care nu poți să ascunzi niște lucruri importante. Fără îndoială lucruri care importante. Jumătății, viitoarei tale jumătăți. Și cu multă bucurie trebuie să spun că m-a ascultat, m-a înțeles. Și acum, iarăși privind un pic în spate, stai să te gândești oare la vârsta aia de, să zic, 20-21 de ani, cam cât de multe am reușit eu să explic viitoarei mele neveste și cât de multe a reușit ea să înțeleagă, să înțeleagă cu cine cât, se însoțește, cât este exact cu cine se va însoți. I-am povestit prin ce a trecut mama mea, absolut întâmplător, a cunoscut-o pe mama mea pe vremea când era fetiță. Lucrurile întâmplătoare nu sunt chiar întâmplătoare. Da, adevărat, asta e altă. Dar important este că a acceptat situația și lucrul ăsta pe mine m-a ajutat în viață din momentul ăla permanent. Pentru că în momentul în care știi că ai pe cineva lângă tine față de care nu trebuie să te ascunzi. Din contră, ți este un sprijin necondiționat, adică categoric. În momentul în care cineva acceptă să meargă mai departe cu cineva care are o problemă, pentru că tu aveai o problemă, da? Categoric. Care putea deveni foarte grav oricând. Categoric. Da? Și în momentul în care accepți un astfel de lucru, asta înseamnă că, într-adevăr, vrei să fii cu acel om. Și asta înseamnă, sigur, din punctul meu de vedere, dar bănuiesc că din punctul multor de vedere, înseamnă un sprijin grozav, da, mai departe. Înseamnă adică, dragoste, înseamnă mult, iubire. Da, clar, exact. Ce este mai mult decât o astfel de dovadă de iubire, de cum vrei să spunem, de sprijin, repet, necondiționat. Da. Categoric. Categoric. Atunci au început să apară primele informații în România, imediat după Revoluție, despre soluțiile pacienților. Ăsta este un termen care îl folosesc medicii, îl folosesc chiar și colegii mei. De-aia am accentuat un pic pe el, pentru că va fi ultima dată când voi zice acest cuvânt în cadrul emisiunii noastre, pentru că pentru mine sunt persoane, sunt colegi. Nu pacienți. Din punctul meu de vedere, în momentul în care spui pacientul X, respectivul, în subconștient, deja stă să se gândească, bă, dar eu sunt bolnav și poate începe să-și plângă de milă și lucruri de genul ăsta, ceea ce chiar nu vreau să se întâmple. Am înțeles. Dar în momentul respectiv, imediat după Revoluție, au început primele informații în legătură cu soluțiile pentru persoanele care urmau să intre în insuficiență renală cronică. Pentru că, de fapt, boala mea, ce făcea? Rinichii, hai să începem cu o scurtă descriere. Așa. Rolul principal al rinichilor este de a filtra toate toxinele din organism. Și le elimină prin urină. Are foarte multe alte funcții, dar să rămânem la asta de bază.
În momentul în care rinichiul nu mai acționează, nu mai funcționează cum trebuie și nu mai reușește să filtreze așa cum trebuie, aș vrea să vă închipuiți că este ca și o sită și cu cât funcția rinichiului începe să se deterioreze, ochiurile de la sită devin din ce în ce mai mari și atunci nu reușește să filtreze ce ar trebui. Și toxinele se reîntorc în sânge. Aici este problema. Și nu se elimină prin urină. Atunci au apărut primele informații legate de dializă. Dializa ca fiind un substitut al funcției renale, aflată în insuficiență renală cronică. Din momentul acela am văzut deja că orizontul începe să fie un pic mai albastru, un albastru senin, un albastru de Baia Mare, așa cum l-au evocat foarte bine pictorii din colonia pictorilor de la noi. Da. Pentru că am zis, într-adevăr, există o speranță. Merită să lupți, merită să trăiești, să-ți trăiești viața, să-ți vezi de viață așa cum trebuie. Mi-am văzut de cariera profesională, am ajuns până în București, așa cum am spus, dar în tot acest timp, funcția rinichiului se tot deteriora. Și acum, eu am primit sfaturi foarte multe, undeva când am ajuns deja la vârsta de 30-35 de ani, în legătură cu ce ar trebui să fac ca să încetinesc serios degradarea rinichiului. Adică să încetinești și mai serios și această mai serios. Boală. Da? Pentru că primele sfaturi le-ai primit atunci când aveai 17 ani, era adolescent. Lucrurile nu s-au schimbat din punctul de vedere al medicației, adică nu există nici acum un medicament sau un tratament care să vindece boala polichistică, ci doar să o facă să stagneze. Să stagneze. Și atunci, persoanele care sunt în insuficiență renală cronică, asta înseamnă că ei trebuie să se protejeze în ceea ce privește alimentația pe care o folosesc. Pentru că, revenind, funcția rinichiului nemai fiind la performanțe maxime, noi trebuie să avem grijă ca unele elemente să nu intre în plus în organism. Și acum, mi-am permis și mulțumesc pentru ajutorul pe care mi-l oferiți, să arătăm niște alimente, două categorii de alimente pe care persoanele în insuficiență renală cronică nu au voie să le mănânce în cantități mari, teoretic ar trebui să nu le mănânce. Și astea sunt, așa cum se poate și vedea în imaginea pe care sper că o vede toată lumea, că persoanele în insuficiență renală cronică nu au voie să mănânce fructe și legume bogate în potasiu. Pentru că rinichiul nu reușește să elimine potasiu, potasiu rămâne în sânge, iar o concentrație mare de potasiu în sânge poate să ducă până la stop cardiac. Și nu simți că ai o concentrație mare de potasiu, din păcate. Iar dintre alimentele cu concentrație mare de potasiu, le vedeți acolo. Cel mai, să zic, alimentul care te lovește, să zic, cel mai tare, că nu ai voie să-l mănânci, este, unii ar zice, banala roșie, iar colegii mei care sunt în insuficiență renală cronică spun nenorocita aia de roșie. Bananele, brocoli și ceea ce vedeți pe ecran. O altă categorie de alimente pe care o persoană pe dializă nu are voie să le mănânce, sau, încă o dată, nu că nu are voie, dar trebuie să le mănânce într-o cantitate cât mai mică, sunt proteine. Bun, deci asta tu, ca să lămurești, tu le știi din propria ta experiență. Categoric. Dar ți-a spus asta nu, asta nu, asta nu. Exact. Deci, ca să nu creadă cineva că facem aici pe medici sau nu știu cum. Nu, deci, cum am spus-o de la bun început. Categoric. Tu vorbești pur și simplu din experiența ta ce ți s-a spus. Aia am voie, aia n-am voie, aia trebuie să faci așa mai departe. Da. Dar trebuie să facem o paranteză aici. Te rog. Am aflat informațiile astea. Personal. Sunt convins că ai fost personal, și foarte... Le-am utilizat doar poate la 50% din capacitate și asta regret. Așa că dacă cumva astăzi se uită la noi colegi de-ai mei care sunt în insuficiență renală cronică, chiar îi rog să țină cont. Sigur că și medicii deja le-au spus lucrul ăsta, dar asta vă spun acum din punctul meu de vedere care am trecut prin așa ceva. Deci, a doua categorie de alimente pe care nu are voie să le mănânce o persoană pe dializă sunt proteinele. Doar dacă ne uităm acum ce înseamnă proteine, vedem că e vorba de carne, lactate, ouă. În imaginea anterioară am văzut că nu are voie să mănânce roșii, nu are voie să mănânce banane și până la urmă se pune întrebarea... Ce mai mănânc? Ce mai mănânc? Ce fac? Păi, teoretic poți să mănânci din toate, dar să mănânci foarte puțin din fiecare. Și acum, de exemplu, la partea cu potasiu există niște
niște trucuri. Folosim foarte des, de exemplu, dacă vrem să facem o ciorbă, automat punem legumele de cuseară, nu vorbesc de fasole, vorbesc de legumele de cartofi, de cartof, de morcov, de pătrunjel, de toate astea, da, de cinoastele, le punem cumva la înmuiat ca să iasă cât mai mult potasul din ele. E interesant. E interesant. Adică, mă rog, mai puțin obișnuit față de modul clasic. Da, asta înseamnă că dacă cumva vedeți persoane în jurul vostru care refuză să mănânce carne, nu trebuie neapărat catalogat că este din categoria, nu știu, vegan sau vegetarian, ci poate avea și alte restricții. Și ar trebui să respectăm în momentul în care persoana respectivă spune nu mulțumesc, nu doresc carne, nu mulțumesc, nu doresc lactate, nu mulțumesc, nu doresc fasole. Că se întâmplă. Bine, asta ar trebui să fie în orice fel de variantă. Și că e vegetarian, vegan, sau că are alte probleme. Acolo cu atât mai mult. Sigur, adică da. Nu trebuie să fie un respect cuvenit fiecăruia să vorbească, da, să consume ce vrea, să mănânce ce vrea, să bea ceva, e problema lui. Da. Bun. Practic, ai avut, mă rog, ai înțeles, ți s-au predat cum ar veni, ți-au spus medicii cum trebuie făcut, ceea ce spuneai și tu. Da, dacă sunteți în varianta de dializă, ne bine. Încă n-am ajuns acolo. Scuze. Încă n-am ajuns acolo. Așa, am spus că am ajuns în București, dar îmi făceam analizele. Asta e foarte important. Analizele trebuie făcute, mai ales pentru persoanele care știu că sunt în insuficiență renală cronică. Mi-am făcut analizele și una dintre analize care este importantă pentru noi, nu singura, dar care este importantă, se numește creatinina. În momentul în care am văzut că deja creatinina crește mult, n-are importanță cifra, mi-am dat seama că deja se întâmplă ceva și că este momentul să fac imediat pasul următor. Pasul următor a însemnat că ne-am mutat de la București înapoi în Baia Mare. Pentru nevastă mea n-a fost ușor. Ea a terminat facultatea la București și a fost ca peștele în apă acolo. Cred, da. Ok, dar a făcut și sacrificiul ăsta și s-a întors cu mine. Și imediat lucrul următor pe care l-am făcut, m-am dus la spital, mi-am luat număr la nefrologie, deja nu urologie, nefrologie. Am așteptat 2 săptămâni ca să-mi vină rândul, asta știu sigur. Dar nu mă grăbeam pentru că deja eu știam ce mă așteaptă, trecuse atâta timp, așa că n-a fost asta o problemă. Am intrat la medic, țin minte, deci faza asta o țin minte perfect. Medicul stătea în fața mea, ceva de genul cum stai tu acum. În stânga mea, în dreapta ta, era asistenta șefă, am intrat și am spus: mă numesc Luța Icaroi, am rinichi polichistici bilaterali. Și doamna doctor Pricop Daniela, nefrologul Pricop Daniela, s-a uitat la mine și a zis: și unde ai fost până acum? Prin lume, unde? Și a zis, am umblat prin țară. Exact asta am și zis, am umblat prin țară. La care doamna doctor a zis: excelent, bine ai făcut. Cum stai cu analizele? Și i-am prezentat analizele. Deja știi ce urmează, ce trebuie să fac. Da. Și a început să-mi dea sfaturi. Iarăși, excelente. Trebuie să menționez că la momentul respectiv aveam 120 de kilograme. Mi-a recomandat... Acum ar fi cum să spun multe înainte, că nu se poate. Nu aici, nu aici. Mai glumim și noi din când în când, da, se poate, știi, ca să nu dramatizăm cu totul. Da. Și mi-a recomandat să fac un pas pe care eu l-am făcut și îl recomand din nou tuturor colegilor mei care sunt în situația să aibă o creatinină ridicată, chiar dacă nu fac dializă încă. Adică să meargă și să se înscrie pe listele de așteptare pentru un transplant. Teoretic, lucrul ăsta poți să-l faci când deja creatinina ți-e peste 3,5-4. Colegii știu ce înseamnă asta. M-am dus să mă înscriu la Cluj pe listele de așteptare. Doctorul s-a uitat la mine și a zis: mă, băiatule, dacă nu ajungi la 100 de kilograme, nu stăm de vorbă. Și de-abia din momentul ăla a început cursa nebună, ca de la 100 să ajung sub de la 120, scuze, de la 120 să ajung sub 100 de kilograme. Și am ajuns la 95. Asta da cursă, 25 de kilograme tot. Dar a durat un an și un pic. Da. Bine, dar nu poți să le dai, știi, nu. Hai, de pe lună, da, aici, pe alta, hai, aici ai nevoie de răbdare, trebuie să înțeleagă lumea care este în situația mea că nu se poate face. Nici kilogramele nu le-am câștigat, am vrut să zic. Nu mi le-am pus de pe o zi pe alta. Așa da, că da, da, da. E evident că trebuie să dureze ceva timp până când le scad.
Nu-ți uita ideea, revenind după o foarte scurtă pauză și continuăm cu povestea și excelent, cu celelalte idei despre povestea ta. Doamnelor, domnilor, revenim după o scurtă pauză, cum spuneam.